Un rezultat extraordinar. Cred că era și timpul să ne bucurăm după un meci cu ei, având în vedere că am suferit 7 meciuri consecutive timp de un an de zile. Meritam, cred că, pe deplin această victorie. Dacă m-a întrebat cineva înainte de meci despre rezultatul final, m-aș fi bucurat enorm să știu că am dat gol în 93 și am câștigat 1-0. Un rezultat nesperat, chiar surprinzător și pentru noi, dar băieții au dat dovadă de caracter, au făcut un meci extraordinar, pot să spun că aproape perfect, și urmează să sărbătorim. Putem spune că e foarte important rezultatul, e aproape decisiv în lupta pentru titlul județean? Cred că am făcut un pas uriaș pentru că acum depinde doar de noi. Un anumit joc al rezultatelor, cred că putem promova chiar și mai devreme de ultima etapă. Noi sperăm să ne facem treaba în aceste două jocuri care au mai rămas și cu două victorii suntem garantat la baraj. Trimiteți în cursul săptămânii la meciurile celor de la Liteni să-i vedeți cum joacă? Cred că începând de mâine o să luăm în calcul și această variantă. Am așteptat să se termine cu bine meciul de azi. Am încercat să fim chipzuiți, putem spune, să nu ne hazardăm și de acum o să ne interesăm și despre formația din Liteni.